Despre Ziua Internațională a Jazzului la Cluj vorbim cu ambasadorul evenimentului, conferențiar universitar dr. Virgil Mihaiu. Bună seara și mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună seara! Legat de acest eveniment, Clujul este primul oraș din România care a fost propus pentru International Jazz Day sau Ziua Internațională a Jazzului. Ce credeți că a recomandat Clujul pentru a fi primul oraș din România pentru acest eveniment? Păi, l-au recomandat foarte multe premise, însă, în primul rând, activitatea prodigioasă a unei asociații foarte tinere, care se cheamă Transylvania Cultural Community. Pentru că în acest oraș există public, există Academie de Muzică, există două opere, o filarmonică extraordinară, un public de melomani formidabil, dar nu prea există organizatori. Anul acesta văd că a apărut o generație spontanee de impresari și ei au avut această inițiativă benefică. Din punctul dumneavoastră de vedere, Clujul organizează acest eveniment sau ia parte la acest eveniment alături de peste alte 200 de orașe din lume, cum ar fi Istanbul sau Lyon. Credeți că publicul clujan este pregătit pentru a fi integrat în publicul de jazz, mă refer? Nu numai publicul de jazz. Tot publicul clujan are această disponibilitate, dar fiindcă vorbeam de modul cum s-a ajuns la acest eveniment, e necesar să amintim că el se desfășoară sub patronaj UNESCO și s-a realizat acest extraordinar parteneriat între Transylvania Cultural Community, această asociațiune extrem de tânără și de dinamică, și prestigiosul, să zic așa, guvern cultural al Europei, care este UNESCO, fără îndoială că publicul are disponibilități enorme, pentru că numai în această lună avem un festival care va avea loc la Casa de Cultura Studenților, pe care îl organizează domnul Ștefan Vanoi. De asemenea, avem încă un concert memorabil, zic eu, în 26 aprilie, programat la Teatrul Maghiar, în care va apărea un grup american format de pianistul clujan Lucian Ban, afirmat în New York. Și e suficient, adică în 10 zile avem atâtea evenimente, vă puteți imagina că nu s-ar putea organiza așa ceva fără să existe un public foarte serios. Prin acest eveniment se atribuie jazzului un rol diplomatic de a uni oamenii, de a-i aduce împreună. De ce credeți că jazzul și nu muzica clasică, de exemplu? Nu știu, eu cred că în general jazzul exprimă perfect starea de spirit a epocii sale. El a mai fost numit de altfel muzica secolului 20, acum am intrat în secolul 21, și este un fel de, să zicem așa, o intersecție, un punct în care se întâlnesc diverse tipuri de public. Adică nu e necesarmente, să spunem așa, un public limitat pe o nișă sau foarte, foarte, să zicem așa, dogmatic într-o anumită sferă a artei sunetelor. Din contră, tocmai valența principală a jazzului este deschiderea sa către toate epocile și toate stilurile muzicale. Susțineți un curs cu ocazia Zilei Internaționale a Jazzului la Cluj, Estetica Jazzului, Jazzul Brazilian. Ce ne puteți spune despre acest curs? Cine va putea lua parte la curs? Bine, de fapt, cursul meu, care se cheamă Cursul de Estetică a Jazzului, a fost fondat la Academia de Muzică din Cluj în 1997. Deci înseamnă că are oarecare tradiție. Ei, cazul de față, ceea ce propunem noi se leagă într-un fel și de apariția unei instituții foarte simpatice numită Casa do Brasil, care ființează la sub egida Universității din Cluj, chiar vis-a-vis de filarmonică, iar această Casa do Brasil mă invitase să prezint extraordinara tradiție muzicală și poetică și jazzistică a Braziliei. Va veni și o profesoară de la Universitatea din São Paulo, dar nu va fi o temă legată strict de Brazilia. În general, toate aceste cursuri de care vorbeam, și cu atât mai mult cel din 30 aprilie,
sunt deschise pentru orice fel de public. Avem un nucleu de studenți, evident, care sunt, să spunem, mai mult sau mai puțin profesioniști, dar, cum spuneam și înainte, jazzul nu necesită o pregătire, ci el se simte cu afectul, cu inima, cu sufletul. Și în acel context voi încerca să prezint rolul, am spus eu așa, factorul latino-american în estetica jazzului, începând din Mexic, Cuba, Republica Dominicană până în Argentina. Ați fost plecat foarte mult timp în afara țării, probabil mai reveneați și la Cluj între Reveneam timp. Pentru acest curs special. Cum ați văzut evoluția publicului? Simte publicul clujan jazzul mai bine acum față de cum o făcea în urmă cu, nu știu, poate 5 ani, 10 ani? E bună întrebare. Realitatea este că noi nu suntem conștienți de valoarea extraordinară a acestui centru urban cultural, care realmente este o capitală culturală europeană, indiferent că va fi sau nu va fi sancționată ca atare în 2020-2021. Vă zic asta pentru că, de fapt, pasiunea publicului clujan pentru jazz a început din anii 50, când se desfășurau concerte uluitoare cu muzică de George Gershwin, se cânta Rhapsody in Blue la filarmonică într-o perioadă de îngheț politic, un regim stalinist, și cu toate acestea, sala era arhiplină de atunci. Eu mi-amintesc că, efectiv, pe tot parcursul, și eu am o etate matusalemică, așa că pot să vă confirm că pe tot parcursul acestor decenii, chiar dacă regimul politic era unul represiv, în materie de jazz, România a avut parte nu doar de talente formidabile, dar și de un public extrem de receptiv, și asta este un tezaur. Și din cauza asta, celelalte festivaluri care s-au filmat ani de zile la Sibiu, la Timișoara, la Brașov, la Costinești, Iași și finalmente și la București, pur și simplu muzicienii veniți de pe Mapamond erau fascinați și vroiau cu toții să revină. E un fenomen foarte agreabil pentru noi. Suntem foarte flatați. Considerați că înmulțirea evenimentelor de muzică jazz e un semn bun? Ne dovedește faptul că jazzul este mai popular, oamenii îl percep acum, e mai accesibil pentru mai multă lume? Asta nu e necesarmente nu poți să stabilești o linie de conduită în această materie, pentru că sunt variațiuni. Dar eu zic că, în general, este un fel de școală, atât din punct de vedere estetic, pur și simplu și din punct de vedere al unei atitudini de viață, această muzică. Pentru că te face foarte, foarte receptiv la alte culturi, te face foarte tolerant, creează niște, să zicem așa, o comuniune de idei, o convivialitate între cei care participă la actul creării spontane a muzicii și la actul receptării spontane a muzicii. Din ce ați văzut dumneavoastră până acum, cum văd tinerii, cum simt tinerii această muzică? Da, eu sunt realmente fascinat, pentru că, sigur, aici, fără falsă modestie, am o anumită stratagemă pentru a atrage în capcană acest public tânăr. Dar vreau să zic că n-am avut eșecuri, n-am avut rateuri. Adică, efectiv, toată problema este să fie expuși. Și de asta felicit această emisiune care are inițiativa unui asemenea dialog, pentru că omul, dacă nu vede, nu crede, adică pare de necrezut acest succes al acestui tip de muzică. Și, în general, vreau să vă zic că, activând în multe, să zic, în multe reviste de pe glob, în redacții sau la emisiuni în diverse țări, am constatat că este o manieră extraordinară de a observa compatibilitățile dintre noi și alte culturi. Asta este extrem de important. Și chiar în programul serii din 30 avem șansa de a urmări
pe Elena Mândru, care a câștigat un concurs foarte dur la Montreux. Este un, să zicem așa, un mic campionat al cântăreților de jazz, unde și Luisa Zahn în anul 2004 a câștigat un premiu. Pe lângă ea, pe lângă quartetul Mood, quartet de coarde care se adaptează la jazz, deși vine din sfera muzicii clasice, mai apare și un big band remarcabil și venit dintr-o capitală puternică a muzicii de jazz, care este Budapesta. Și realmente va fi ceva demn de urmărit. Cum stă România în ceea ce privește artiștii de jazz? Pe Luisa Zahn, o știm, este foarte talentată. Ce ne mai puteți spune dumneavoastră legat de ea? Da, eu vă pot spune, pentru că activez la acest modul de jazz al Academiei de Muzică din Cluj, plus că îi cunosc și pe colegii noștri de la București, conduși și coordonați de Mircea Tibeian, la Iași de Romeo Cosma, la Timișoara există un nucleu. Noi avem un tezaur de talente uluitor în toate sferele culturii în general, dar pentru că lucrez în acest domeniu pot să afirm cu mâna pe inimă că e incredibil. Și deși suferim de o, să zicem, o hemoragie de talent și de cerebre, nu? De hemoragie cerebrală, să spunem așa, cum se zice, brain drain, o fugă de creiere spre Occident. Din fericire, talentul continuă să apare. E un fenomen care se manifestă și în Basarabia, într-o formă extremă, la Chișinău, unde apar tot așa talente nenumărate și pe care, din păcate, nu prea știm noi să le administrăm și să le valorizăm și să le recompensăm cum ar merita. Însă, în privința talentului genuin, nu avem, să zic așa, niciun fel de probleme. În caz de altfel și majoritatea țărilor din partea de est a Europei. Credeți că ar trebui să se facă mai mult din partea statului, din partea Ministerului Educației sau a organizațiilor, societatea civilă? Da, aici n-aș putea să am, să zic așa, soluții, pentru că în fiecare din țări există o strategie care apare de la sine și... În România. În cazul nostru, cred că este foarte bine că există niște instituții de învățământ superior extraordinar de puternice, care ar trebui, acestea deja existente, trebuie consolidate. Nu e necesar, de fapt, să le bulversăm și să le, cum să zic, să le dezorganizăm prin pseudo-reforme. De fapt, noi ar trebui pur și simplu să fim fericiți că avem acest tip, chiar dacă el se manifestă, acest tip de export de lux, export de lux, pe care nu și-l pot permite multe țări. Noi având acest comoară și această resursă formidabilă, va trebui să cumva să încercăm să o valorizăm mai bine. Credeți că în muzica jazz a format o sferă underground, așa cum s-a întâmplat la alte genuri muzicale, sau există? Dacă te raportezi, în genere, zic, dacă te raportezi la epoca dictatorială, evident că muzica de jazz avea o forță de să zic, culturală, de rezistență prin cultură. Asta e indubitabil, începând din Polonia și, în general, în toate țările care au suferit de regimuri extremiste sau totalitariste, dar nu numai în Europa de Est, mă refer și la la Portugalia și la Spania, care aveau dictaturi și unde această muzică de jazz îți dădea o senzație de libertate și crea un fel de, să zic așa, contrapondere, într-adevăr, oarecum cu valențe de underground. În situația actuală, ea este underground doar în raport cu dezinteresul mass-mediilor. Deci se întâmplă un fenomen dezagreabil, nu numai în România, este un fenomen general, adică este o, să zic așa, o desconsiderare a artei în sine, în cazul în speță a muzicii, pentru că pur și simplu nu îi se acordă timp de antenă. Pur și simplu este, chiar dacă intră pe un canal, este decupat și este lăsat muzică 2-3 minute, după care intră iarăși cuvânt, ca și cum publicul s-ar plictisi neapărat ascultând asta. Din fericire, există un canal de specialitate la televizor, se numește Mezzo, cu care se mai echilibrează lucrurile, dar eu visez totuși la o perioadă în care să se mai normalizeze situațiunea și să se vadă și artă
de calitate, nu doar artă comercială. Pentru că jazzul, dacă e comercial, nu mai este jazz. Asta cam e o axiomă. Putem spune despre artiștii de jazz din România că sunt artiști mainstream de jazz? Nu știu ce să zic. N-aș zice în totalitate. Problema lor este puțin, aș zice, seamănă cu aceea din fotbal. Adică se lasă tentați de niște câștiguri imediate și e normal la etatea. Mă refer acum la generația mai tânără care pleacă în neștire, dar nu știe unde pleacă. Și după aceea se întâmplă fenomenul invers, adică foarte mulți revin și unii revin bine și la timp, cum se întâmplă cu Elena Mândru, care a bifat deja toate țările scandinave, a fost în țările baltice și vine exact de unde a plecat și bine face. La fel și Elena Luiza Zan. Sunt multe cazuri și, de exemplu, mari muzicieni, cum este Decebal Bădilă, un mare basist excepțional, care, de fapt, sau Nicolae Simion, mare saxofonist, ei continuă să se considere români, deși prin forța împrejurărilor sau prin vicisitudinile vieții au ajuns să emigreze. Dar foarte mulți, inclusiv Ion Cicărăș, un părinte al jazzului românesc, care a murit acum în februarie, deși emigrase în 68, după 90 s-a repatriat. Și, din fericire, muzicienii, în general, sunt suficient de lucizi ca să-și dea seama că pentru acest tip de muzică rădăcina este la fel de importantă ca și factorul cosmopolit. Adică este o muzică în aparență exclusiv cosmopolită, dar care nu poate fi făcută fără a avea niște rădăcini bine implantate. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Sper că o să reveniți la noi și să facem o analiză post-eveniment după 30 aprilie. Splendid. Mersi de invitație. Sper să aveți și niște filmări ca să ilustrăm cu ce siguranță. Mersi. Cu siguranță, așadar, doamnelor și domnilor, nu uitați pe 30 aprilie, Ziua Internațională a Jazzului la Cluj, un eveniment inedit. Noi mergem mai departe cu datele meteo.